Bună seara, Timișoara! Bună seara, YouTube! Eu sunt Andra Costa, gazda dumneavoastră în această seară, iar acesta este studioul Vlogmas! Yay! Aș vrea să-i urăm bun venit în mod special invitatului nostru de la Polul Nord, venit aici foarte de departe, din atelierul lui Moș Crăciun, verișorul Rasta al degustătorului de data trecută. L-am invitat aici, bună ziua, domnule! Pace! L-am invitat aici pentru că avem de continuat un taste test pe care l-am început cu câteva zile în urmă și căruia nu i-am mai putut face față. Verișorul dumneavoastră nu s-a simțit bine? A fost nevoie să vă înlocuiți? Două zile a avut nevoie de medical. Moșul a fost foarte supărat. Aoleu. Și de aceea m-a trimis pe mine. Dumneavoastră sunteți mai rezistent la ciocolată? Nu, dar eu în rest nu prea fac nimic și atunci doar mă simt mai fericit. Ok, am înțeles. Și din câte știu, aceste bomboane au fost alese de dumneavoastră personal. Vă mulțumim pentru acest efort, că dacă nu faceți în general mai nimic, îmi dau seama că nu a fost tocmai ușor. Trăiască internetul, s-au comandat online. Dar a făcut doar un click pe telefon și s-a rezolvat. Înțeleg. Dar știți să ne spuneți cam de pe unde provine ele, ca să putem să le spunem spectatorilor noștri? Aproximativ le știu. Acum s-ar putea la o pungă sau două să fi fost un pic mai high și să nu mi-aduc aminte exact de unde le-am luat, dar o să mă străduiesc să mi-aduc aminte. Ok, am înțeles. Îmi pare rău, dar lista am pierdut-o. Nu știu ce s-a întâmplat, probabil s-a fumat. Că nu, la un moment dat nu mai aveam hârtie și n-a trebuit să... Rulești ceva. Ok, cum spun paraziții, nu mai vorbim despre asta, mai bine, pentru că toți spectatorii noștri au și o vârstă mai puțin avansată. Da, nu recomandăm fumatul. Nu e pentru... E dăunător. Sănătății, exact. Îți prăjește. Acum, în schimb, ciocolata e perfectă pentru toată lumea. Cu ce ați dori să începem? Nu știu, că este emisiunea dumneavoastră, deci atunci, hai să începem cu aceste bomboane de pom. Te zice bonbon sweet. Arată cam așa. Astea știți de pe unde sunt? Acestea sunt la, au fost luate de la Kaufland. De la Kaufland. Da. Avem și mai din multe câte, culori. Din câte am văzut și mi-aduc aminte, așa un pic cam vag, erau și la Penny. Dar nu sunteți siguri. Ba, sunt destul 90% sigur. Ok, deci astea se găsesc și la Kaufland și la Penny. Avem o variantă roșie și o variantă portocalie. Care doriți să încercați? Portocaliu. Ok, hai să încercăm în varianta roșie, să vedem cum ni se par. Prețul este undeva la 10 lei, 11 lei. Miros destul de bine, a ciocolată neagră. Punga de 300 de grame? Sau cât are? De ce de punga de 300 de grame? Da. Un preț relativ acceptabil. Da. Hai să vedem. Are un copșun. Sau? E foarte bună. Mi-aduc aminte de bomboanele alea care erau cu zahăr pe vremuri, știi? Îmi trece aminte de ele. Eu din trecut îmi aduc foarte puține lucruri aminte. Ai întrebat-o cu ce este? Nu, eu nu prea îmi dau seama. Aia e cu căpșun sau cu zmeură? Cu ceva caramel. O bău bună asta. Bău cu caramel. Bău, e ceva caramel. Păi are arome așa de caise, iaurt. Ah, caise cu iaurt și vișine cu iaurt. Deci înseamnă că astea portocalii erau cu caise și astea erau cu vișine. Deci am nimerit-o nat. Căpșunile mele nu erau nicăieri. Bun. N-am simțit nici vișine, nici caise. Am înțeles, este ca așa un gust ca și bomboanele alea de zahăr care erau pe vremuri. Nu așa mi se pare. Deci le dăm nota... Nu știu cum. Le dăm nota 8. Da, 8. 7,5. Da, 7,5. Să fie de început. Bun. Astea se numesc Gloria. Ai știi de unde erau? Da, acestea erau de la Mega Image. De la Mega Image. Și au tot 300 de grame. Și cât costau?
Nu mă mai țin minte. Toate sunt verzi? Da, toate sunt verzi. Nu scrie cu ce ar trebui să fie, sau dacă scrie, nu îmi dau eu seama de limbă. Așa. Păi are și în română. Auzi, da. Cu gust de caramel. Ia să vedem. Așa nu-mi plac. Wow. Așa le dăm 4. Uai, ce le-o făt. Bun. Și mai avem o pungă de bucuria. Bucuria sunt așa. Din câte știu eu, bucuria e un brand de bomboane de pom din Republica Moldova. Tu unde le-ați găsit? Tot la Mega Image, dar nu știu dacă nu este chiar făcute la Ploiești. Sunt făcute la Ploiești. Serios? Trebuie să scrie pe undeva pe acolo. Chișinău, uite. Da? La Chișinău înseamnă că m-am confundat eu. Nu știam că Ploiești s-a mutat la Chișinău, da. Da, e mai greu cu geografia. În așa zice momente. Că sunt de caise. Astea trebuie să fie foarte bune. Eu am mai mâncat bomboane de la Bucuria și au fost foarte bune. Vedem. Mai existau și alte sortimente, dar nu asta. Da, erau trei sortimente. Erau cu caise, cu vișine, parcă, și mai unul, dar nu mai... Uai, e bună așa. Aia e foarte bună. Și ciocolată e foarte bună. Geleu e foarte bun. Da, chiar e foarte bun. Mhm. Așa le dăm 10. Prea mult? 9,5? 9,5. Așa le dăm 10. Nu mai Leonidas. Așa. Și Butlers, nu. E, Butlers. Butlers era. Da. Trebuie să punem așa. Pentru că mai avem. Acestea. Acestea, băi, să le încercăm. Da. Acestea au fost cumpărate de la Paini. Arată cam așa. O să foarte drăguțe. Ce ați vrea să mâncați de aici? Avem globuri, niște omuleți, pinguini, copii ăștia care arată friki. Ceva cu verde. Un Moș Crăciun care zici că e papa. Și arată Moș Crăciun. Cred că l-am văzut și la Vatican. Bun. Cu verde. Așa, eu o să iau un glob din asta. Asta e chiar drăguță. Nu o să mănânc pe asta. O să mănânc pe asta mob. Să punem aici. Al meu arată așa. Asta teoretic ar trebui să fie doar ciocolată cu lapte? Cum așa arată? Da, nu știu. Cât au costat? Undeva la 11 lei, 12 lei. Kilogramul? Da. Destul de bună. A mea are căpșuni. Vreau să te simte ceva. Ceva portocale, urmele portocale. Mai încercăm una. Mă gândeam dacă nu mai am prețul la... Dar nu, că nu erau puse. Contează. Aici aveți și dumneavoastră apă. Da, mulțumesc. Am hai. Băut eu o parte din ea. Mai iau o bilă. Thank you, o să iau și o bilă. Iau eu una roșie. Care are una... Doamne, Moș Crăciunul ăsta. Sper că se vede. Zici că e o... Cum îl cheamă? Clownul ăla nebun. Știi? Din It. Ah. Cum îl chema pe ăla? Nu știu, n-am văzut niciun. Niciun It? Da. Au ceva. Fiecare are câte ceva. Aia era simplă. Păi nu. Oricum astea-s bune. La astea le putem da un 9. Da. 9, bun. Așa, hai să desfacem punga asta de Laura. Da, aceasta este și la Kaufland și la Penny. Așa. Și sunt, nu știu cu ce sunt înăuntru. Ba, vișine, caramel și mere coapte. Da, deci eu clar nu o să mănânc din aia verde. Bine, nici caramelul nu pot zic că mă încântă. Pe care doriți, așa arată ele. O să iau acum verde.
Dacă e una roșie care sigur e cu vișine. Dar cineva trebuie să guste și caramelul. Dumneavoastră. Dumneavoastră, domnule. Dumneavoastră, doamnă. Stai să vedem. Îmi place. Așa au guste. Au guste. Să pun. Mere. Îmi place. Pe caramelul sigur nu-l gust. Probabil au uitat să-l pună la rețetă. Vrei să pui caramelul? Care gust de mere coaptă? Da, e bun. E acceptabil. Vă mulțumesc că-mi tot beți apa. Hai că punem pe pauză publicitară și mai punem niște apă, bine? Pentru că eu aici am nectar și nectarul e foarte dulce și dacă vreau nectar și bubări bomboane o să mor. Copilul nostru se bate cu... Noastră? Eu sunt în Japonia, nu este. Deci astea le dăm din partea mea au doi, gen... Hai să nu trecem de pragul de 5. Pune și doar. Dar i-am dat deja la astea la 4. La le-am dat 4. Nu știu, că nu am auzit când le-ai dat 4 4. Atunci le-a dat 5 feste de șasea. La alea 5 și la astea 6. Astea sunt 5. Astea sunt 6. Ca să o idee mai comestibilă. Dar numai dacă o flamele coapte. Astea nu. Bun. Tot acestea de la asta, Penny. De la Penny, tot de la Penny. Ai, doamne. Te cu cocos. Hai să vedem. Ale mele sunt sfărmate. Așa mă place. Uite tot cu ceva. Vișine, căpșune și-o. Da, îmi place deloc. Foarte de aici. Poate publicitate să mai pun niște apă. Foarte de aici. Mă dor dinții de dreptul. Asta e de tot, 1 kg. Tot așa în jur de 10 lei. Deci nu. Mai doriți să încercați și pe cea roz? N-am mâncat roz. Ai mâncat roșie. Roșie? Dar îmi pare rău, dar... Mi s-a tăiat un pic filmul și... Ați văzut roșu, v-ați gândit la Moș Crăciun și n-ați putut rezista? Da. Da. Următoarele. Deci, nu mai vezi. Nu mai. Zădăle nu. 5. Ok. Bine, astea nu te le dați. Hai, o șansă să fiu mai îngăduită. Deci 5-50, că facem media. Da. Așa. Aici avem, se numesc truffle. Bine, le-am dehumat deja. Așa. Și stai să vedem ce mai avem de încercat. Nu numai astea. Și după aceea am o surpriză plăcută pentru dumneavoastră. Așa, care? Așa, miros foarte bine. Miros a... Rom sau plastic, nu-mi dau seama. Ce vezi? Sunt destul de variate și nu scrie numai în limbi străine. Cioi în coe. Aceștia nu cred că sunt luate de la Profi. De la Profi? Da. De care ai luat? Cum sunt? Gustul dumneavoastră, mirosul dumneavoastră de plastic se adeverește. Vai. Faci rău, pătata. Lasă, le putem la 4. Deci am să-l spun, cred că oficial cele mai rele pe care le-am mâncat până acum. Nu vai! Îmi vine să mă șterg cu șervețelul pe limbă. Și pe
avem o ultimă pungă, te rog, să fii mai bună, te rog. Vă pot ajuta cu ceva mai să vă schimbați gustul. Asta de unde era? Asta vă spun sincer că nu mai știu. Ori este de la Kaufland. Hai să vedem. Ori... Ceva, dar miros la fel de rău ca alelalte. Nu știu să vă spun. Deci eu nu mănânc niciuna din ele. Mănâncă tu. Îmi pare rău, doamnă, dar... M-ați invitat la dumneavoastră în emisiune să degustăm împreună, nu degust singur. Da, bine, hai că degustul ăla. Uite, asta nu v-a aduce cu gândul la Jamaica. Ba da, tărâmul meu de vis. Și-am ajuns la Polul Nord. Nu știu chiar așa de vele. Nu știu chiar ok. Un geleu în mijloc. Ai câte ce geleu? Ceva caisem. Asta e ceva... vișine sau ceva acasă și are un aftertaste, îți rămâne în gură. Uai! Păi ce astea ce notele dăm? Un 6. 6 îi dau eu. Hai că nu poți să zici că au fost mai bune decât... Da. Și acum, dacă tot ați venit aici până la noi în emisiune, să ne clătim papila. Vreau să vă invit să degustăm împreună calendarul advent de la Leonidas. Ciocolata adevărată, nu glumă. Bun, astăzi suntem la ziua cu numărul 19. Care nu vrea să iasă. Care nu vrea să iasă, exact. Așa. Avem aici o ciocolată cu lapte albă. Arată cam așa. Dar de unde vă dați dumneavoastră seama că este lapte acolo? Am ochiul format. Aveți ochiul format? Da. Aha. Și acum o vom degusta. Mamă, ce bună e! Mulțumesc. Știți că nu e tocmai ok cum vă sprijiniți? Cum mi se pare? Foarte bună. Mai bună decât ce am mâncat până acum. Da, să nu fim răi. Cum mi se spune zilnic. În atelierul lui Moș Crăciun? Da, în atelierul lui Moș Crăciun. E o idee mai bună, na. Decât ce am mâncat. Bun, mulțumim Leonidas pentru că ne-am spălat papila la sfârșit așa. Sunteți foarte drăguți. Mulțumesc, domnule Rasta, pentru că ați venit aici la noi în studio. Vă mulțumesc pentru invitație. Mai am scăpat și eu de frigul din Laponia. Vă place aici la noi în România? E bine, e bine. Sunt multe fete frumoase, soarele e plăcut. Ați fost în club? Încă nu, că e tocmai în timpul săptămânii și încă nu s-au deschis, dar așteptăm să mergem mai pe seară. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat. Vă invit să dați un like dacă v-a plăcut acest video, subscribe și să apăsați clopoțelul ca să aflați primii când apare următorul clip și ne vedem mâine. Pupici! Peace!